A devenit deja o tradiție ca la începutul anului școlar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, să fie alături de elevii din Orșova. Acesta a ținut să fie în mijlocul copiilor din toate școlile orșovene pentru a le transmite acestora cele mai frumoase și sincere gânduri. Sunt bucuros să fiu astăzi aici la școala dumneavoastră, după ce sunt aici o să merg și la cealaltă școală unde și eu sunt tătic și am copiii la școală. Sunt probabil la fel de emoționat ca și dumneavoastră părinții care sunteți aici cu copiii dumneavoastră. Cred că copiii care intră în clasa 1 sunt emoționați pentru că n-au mai fost până acum la școală. Cei de clasa 8 se bucură probabil că termină clasa 8 și merg la liceu. Și cu toți suntem bucuroși că ne aflăm astăzi aici. Încă o dată vă mulțumesc, domnule director, pentru invitație. Sunt alături de dumneavoastră, Consiliul Județean, Guvernul României, Primăria Municipiului aici de față cu primar, viceprimar și consilieri locali. Asta este dovada că administrația publică județeană și locală dă o atenție deosebită învățământului, sănătății și nu pot să vă spun decât să fiți sănătoși, să vă bucurați de acest an frumos care începe și să fiți convinși că și la anul voi fi aici, pentru că așa e normal să fiu. Vă mulțumesc, mult succes și numai bine! Primarul municipiului Orșova, dar și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți au fost alături de elevii care au început astăzi un an nou. Vă doresc din suflet să păstrați în continuare tradiția acestei școli, pentru că de-a lungul anilor, dintre dumneavoastră s-au remarcat foarte mulți elevi care au obținut rezultate performante în activitățile olimpiadele la care dumneavoastră ați participat. Dumneavoastră, părinților, dascălilor dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să vă doresc din suflet sănătate și multă baftă în nou an școlar. Vă asigurăm că ne vom strădui să facem totul ce ne stă în putință să răspundem nevoilor dumneavoastră. Rugându-vă însă să nu uitați că educația nu începe și nu se termină atunci când copiii dumneavoastră intră sau ies pe poarta școlii și aceasta este continuată de dumneavoastră acasă. De aceea ne dorim să ne fiți alături. Să fim parteneri pe un drum care are ca prioritate copiii dumneavoastră. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a ținut să fie la început de drum și alături de elevii școlii gimnaziale Petru Dumitriu, o școală ai căror elevi au rezultate foarte bune la concursurile naționale și internaționale. Mă bucur să fiu astăzi la începerea anului școlar, așa cum am făcut-o și anul trecut, și o să o fac de fiecare dată, în fiecare an. Așa cum spunea doamna directoare, respectul și interesul pentru învățământ este prioritatea Consiliului Județean, a Primăriei Municipiului, a Guvernului României, sănătatea la fel, pentru că sunt două elemente de care avem foarte multă nevoie. Încă o dată vă mulțumesc, doamna directoare, stimați copii, să fiți sănătoși. Eu sunt convins că cei care intră în clasa 1 sunt foarte curioși și speriați că vin în clasa 1 și e un lucru nou pentru ei. Cei care termină clasa 8-a sunt bucuroși că termină clasa 8-a și sunt curioși că intră în clasa 9-a de la anul și va fi un lucru nou pentru ei. Vă mulțumesc mult, să fiți sănătoși, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, dragi părinți. Anul școlar a debutat cu dreptul în municipiul Orșova. Asta și datorită implicării autorităților județene și locale pentru ca elevii din acest oraș să aibă parte de cele mai bune condiții pentru a învăța.